Acest clip îl fac în mod special pentru aceia care simt acea chemare din partea lui Dumnezeu de a fi slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Fie că Dumnezeu îi cheamă să fie evangheliști, prezbiteri, păstori, învățători, etc. Și nu doar pentru ei, ci și pentru toți aceia care doresc să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu. Am observat că sunt anumiți predicatori reformați în România și de obicei li se pune foarte, foarte multe întrebări și fără îndoială aceia care sunt demni de a da răspunsuri nu o să aibă timpul să poată să răspundă la absolut toate întrebările pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră poate le aveți. Deci, atât pentru aceia care credeți că Dumnezeu vă cheamă la această chemare să slujiți cuvântului lui Dumnezeu, și în același timp pentru toți ceilalți, fie bărbați, fie femei. Vreau să vă recomand, sunt 3 volume, se numește Doctrinele Bibliei. Autorii sunt John MacArthur și Richard Mayhew. Sunt 3 volume de teologie sistematică. Vreau să vă spun pe scurt la ce o să vă folosească aceste 3 volume. Eu însumi le folosesc, mi-au folosit foarte mult și probabil îmi vor folosi toată viața. Cei mai mulți dintre dumneavoastră poate cunoașteți care este impactul păstorului John MacArthur în întreaga lume. Nu spun lucrul acesta ca să laud un om, pentru că Dumnezeu a dat învățători bisericii universal. El a dat învățători. Așadar, dacă Dumnezeu a pus anumite capacități la îndemâna noastră, de ce să nu ne folosim de ele? Așadar, eu personal, aceasta este cartea de teologie sistematică pe care v-aș recomanda-o. Sunt multe cărți de teologie sistematică, dar eu v-aș recomanda aceasta. O găsiți în limba română, accesibilă pentru toată lumea. Vă va folosi enorm. Pentru toți aceia care fie că vor deveni într-o zi păstori, învățători, prezbiteri, fie pentru toți ceilalți care aveți întrebări, doriți să-L cunoașteți mai mult pe Dumnezeu. Sunt 3 volume. Vă vor folosi enorm, pentru că în aceste 3 volume veți găsi răspunsul aproape la absolut orice întrebare care v-ar putea trece prin minte. Dați-mi voi să vă spun la ce răspunde, la ce întrebare răspunde teologia sistematică. Și vă citesc literal din această carte. Teologia sistematică răspunde la următoarea întrebare. Care este învățătura dată de canonul complet al Scripturii despre un anumit subiect sau o anumită tematică? Ca de exemplu, care este învățătura dată de Biblie de la Geneza la Apocalipsa despre divinitatea lui Iisus Hristos? Acesta este doar un exemplu. Dacă aveți o carte de teologie sistematică, vă va trasa o direcție pe care o veți folosi tot restul vieții dumneavoastră. Și asta e lucrul foarte bun, de exemplu, la John MacArthur, pentru că el privește toată Scriptura în ansamblu ei și ne prezintă o linie clară cu privire la care este învățătura lui Dumnezeu cu privire la un subiect. Este evident, aici ni se spune ce zice Dumnezeu despre subiectul respectiv și dacă veți cerceta toată informația care se aduce în această carte. De fapt, aceste cărți sunt pentru absolvenții credincioși de la Master Seminary. Deci, aceia care au absolvit seminarul Master la John MacArthur, aceste cărți sunt pentru ei. Așadar, avem un mare avantaj, aș spune eu, să putem să obținem așa anumite cărți unde avem atât de multă învățătură la îndemâna noastră. De ce să nu o folosim? Așadar, eu vă recomand din toată inima, dacă doriți să aveți o perspectivă clară cu privire la învățăturile în general ale Scripturii. Cele 3 volume tratează diferite învățături. Primul volum vorbește despre bibliologie, teologia propriu-zisă sau cristologia. Poate numele o să vă sune ciudat acelora care nu studiați teologie, dar în același timp
Vi se dă aceste nume, dar ni se spune și ce anume reprezintă fiecare dintre aceste nume. De exemplu, primul volum vorbește, după cum am spus, despre inspirația Scripturii, inerranța, autoritatea, canonicitatea sau teologia propriu-zisă despre existența și ființa lui Dumnezeu sau despre cristologie, doctrina despre persoana și lucrarea Domnului Isus. Acesta este primul volum și vă răspunde la absolut aproape orice întrebare pe care o aveți în minte cu privire la aceste lucruri pe care le-am menționat. Acesta este primul volum. Al doilea volum vorbește despre, vă spun în cuvinte mai simple, vorbește despre doctrina, despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, doctrina despre om, doctrina despre păcat și doctrina despre mântuire. Acesta este al doilea volum. Și al treilea volum vorbește despre îngeri, despre biserică și despre evenimentele de la finalul timpului, escatologie. Așadar, sunt trei cărți. Și în aceste cărți, după cum am spus, veți găsi răspunsul la aproape orice întrebare pe care o aveți. Imaginați-vă, un singur volum răspunde la trei subiecte, dacă putem să le numim așa. Și vă dau un simplu exemplu. În volumul 3, unde vorbește despre îngeri, ni se spune despre cine sunt sfinții îngeri. Vă citesc din schița analitică despre caracterul sfinților îngeri, despre istoria îngerilor, despre populația îngerilor, despre locuința lor, despre organizarea lor, despre puterea lor, despre lucrările lor, despre destinul sfinților îngeri. În același timp ni se vorbește și despre Satan, ceilalți îngeri, realitatea lui Satan, istoria lui Satan, puterea lui Satan, uneltirile lui Satan, despre demon, realitatea demonului, caracterul demonilor și așa mai departe. Și da, vă răspunde la întrebări, poate un creștin să fie îndrăcit, demonizat și o mulțime de alte întrebări pe care, fără îndoială, toți creștinii le au. Așadar, acestea fiind spuse, eu vă recomand să petreceți mai puțin timp pe YouTube. Nu spun că nu este bine. Vă recomand să petreceți mai puțin timp pe YouTube. Acelora care doriți să-L cunoașteți mai mult pe Dumnezeu, să puneți mâna pe câteva cărți bune, ca de exemplu Doctrinele Bibliei, Teologie Sistematică, nu este greu, este pentru oamenii de rând, și să studiați. Să cercetați. Acolo vi se dau pasajele biblice de unde sunt extrase învățăturile respective, unde este adunată această teologie. Și fără îndoială, tuturor acelora care vor să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu, prin aceste cărți, în aceste volume, vor descoperi mai mult despre cine este Dumnezeul nostru. Și în adevăr, este un Dumnezeu glorios, nu un Dumnezeu după cum îl prezintă foarte mulți evanghelici, penticostali, etc., din păcate, un Dumnezeu care nu poate să facă absolut aproape nimic dacă noi nu-i dăm voie. Pe când Scriptura spune, El face tot ce vrea, sus în cer și jos pe pământ, oriunde. El face tot ce vrea. Așadar, cu drag și cu încredere, vă recomand aceste volume. Vă pot spune, dacă în jur de 100-170 de lei, deci până în 300 de lei, le puteți cumpăra de la editura Făclia. Deci până în 300 de lei vă vor costa aceste trei volume. Și în aceste trei volume aveți studiu pentru toată viața. Deci, mie mi se pare un dar din partea lui Dumnezeu ca să putem să avem aceste lucruri la îndemâna noastră. Până acum nu știu câți ani, poate nu aveam aceste lucruri la îndemâna noastră. Erau imposibil ca noi să putem să cumpărăm astfel de cărți. Dar, în momentul de față, eu zic că aproape oricine poate să-și permită, mai ales dacă crede că Dumnezeu îl cheamă la această slujire, mai ales dacă caută cu adevărat să cunoască mai multe despre voia lui Dumnezeu. Și în loc să piardă mult timp întrebând pe unii predicatori care chiar nu trebuie întrebați absolut nimic, mai bine ar cerceta Scripturile, ar cerceta Cuvântul lui Dumnezeu, ar lua o carte de teologie bună,
să cerceteze ca să cunoască mai mult cine este Dumnezeu. Și nu răspunsuri din acestea rapide, răspunsul pe care cei mai mulți le caută și dacă nu li se dă răspunsul pe care îl caută, nu e ok. Cercetați. Însuși Domnul Iisus a spus, cercetați Scripturile. Și aceste cărți de teologie nu fac altceva decât să vă îndemne tocmai să faceți lucrul acesta, să cercetați Scripturile, ca să puteți să vedeți în ansamblu, nu să priviți doar un verset, să-l scoateți din context și să spuneți, asta e interpretarea lui, asta spune Dumnezeu despre subiectul respectiv. Fiți binecuvântați și sper să vă folosească la ceva acest